Salutare toată lumea și bine am găsit la un episod din Hitman Blood Money. Hai să continuăm. O să se mai ultimată psihopat masacres, așa, nu știu ce, save. Continuăm. A new life, așa, you better watch out, de top, de câte mai avem? Mai avem puțin. 12 ianuarie 2005. Welcome to Mississippi 47. Așa, a local gang known as the Gators handle the distribution of drugs up and down the Mississippi. The Gators move their merchandise on a tourist riverboat. Our client wants you to shut them down. Select asta. Your job is to eliminate the six Gator crew members and their... Start mission. Și nu mai avem ăsta care suge degetul. Perfect. Avem un tip acolo și un tip care coboară. Ăsta e foarte mușchiulos, ceea ce nu, mușchiulosule. Și eu sunt mușchiulos, mai că acum nu sunt la mai eu. Nu știa, sunt toți la mai eu, really? Adică de ce-i? Why? Bun, hai să intrăm la petrecere! Deci, avem mai... Deja avem targeturile lângă noi? Wait, încă un target? Bă, câte targeturi, mă? Încă un target? What? Ce? E asta? Stai, noi n-avem doar două targeturi? Bă. Welcome to Mississippi. Kill the Gator. Ah, trebuie să omorâm gang-ul întreg. Na bun. Păi. Hai să omorâm pe ăla, care suge buza. Nu buza, degetul, și după aia omorâm pe aia. Ce ai zis, mă? Private property, bub. Private, zice, a? Mă bucur că e privată. Salut. De ce în mine tragi? Oh my god, he's got a gun! Help, help, help! Nu vă ajută nimeni, ia marș. Marșez de javrelor. Marșeți? Da, GG, noul cuvânt inventat. A, uite, acolo e un target. Hai să vedem. O, dar ce șmecherie aici, apă, chestii, Stai, mă. A, pe aici se blochează, GG. Stați așa. Că nu e chiar așa. Uite, aici un target înăuntru, sper să fie targetul ăla. Bine, mă, nu am target de ăla, dar nu. Așa e armele de pe jos, mă, nesimțitele. Nu mai țipa, mă. Panțele. No, uite, se bagă ca prost în fața mea. Cine e? Am mai omorât unul din gang-ul ăla. Hai să vedem. Mai e încă unul afară? Din asta că e în gang? E jos aici? Da, e jos.
O intrat înăuntru. Hai să-i omorâm pe toți din gangul ăla și când îl găsim pe grasul ăla mort. Hai să vedem, mai e vreun... Cred că aici trebuie să urcăm și o să dăm de ăștia. 3, mai sunt încă 3, da? Da, mai sunt încă 3. Hai să-i omorâm și pe aia, ultimii 3. Îl omorâm pe la care suge degetul, retrieve pictures, o să luăm picturile alea. Da, uite aici. Ăsta e pe jumate mort, nici nu trebuie să mă mai duc la el, că oricum o să moară. Ia uite, să văd pe mapa acolo, zis că moare. Mort, gata, rip, rest in peace. Stați așa. Aici trebuie să ieși și picturile lui, what? Ah, lol. Nu contează, să aibă și picturile alea undeva pe aici. A, uite mă! Vessel Pictures. Și mai trebuie să omor încă pe unul din gangul ăla, mi se pare, nu? Kill the gate or nu știu ce. Da, încă unul din gang mai trebuie să-l omorăm. Hai să-l găsim și pe ultimul. Aici, așa e. Ok, hai să-l omorăm pe ultimul din gang și cam asta a fost misiunea, mă, easy. Noi. Băi, stați așa că trebuie. What? Ah, eu trebuie să-i să far... Oh, salut! Salut! Așa... Oricum, misiunea You Better Watch Out a fost printre cele mai interesante misiuni. Ia moșu arma să mă împuște, vai de capul lui! Nu știe că eu sunt atot puternicul Rauliniu, Raul Doica. Nu știe el de astea, asta să vedem. Cred că aici jos e ultimul. Aici jos e, da, uitați-l. Eu stai aici, trebuie să merg pe aici. Da, m-am prins. Să trebuie să urc pe scări? Nu, trebuie să iau pe aici. Uite aici înăuntru eu. Ce faci, băsulică? Oh, ce mai e aici, ești nebun? Na bun, escape via rescue bot. Acolo e rescue botul. Da, am zis și eu, rescue bot, e rescue bot. Sau ce vreo genul, rescue bot? Abar, nu. Nu mai am chef de luptă. Cu arme. Dar uite mă, rescue botul. Escape! Foarte easy a fost misiunea asta ca celelalte misiuni. 7 minute, oricum, braților. Sper că v-a plăcut acest episod din Hitman Blood Money. Nu uitați să apăsați butonul subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!